Cât de mulți oameni sunt și îți dai seama că fiecare dintre ei are o viziune, are câteva obiective pe care își dorește să le îndeplinească pentru noul an. Cum o să faci asta și cum ar fi indicat să îți bifezi obiectivele pe noul an, o să-ți spun acum. Trebuie să-ți faci un vision board. Ce este acela un vision board? O să afli chiar acum și te invit alături de mine să descoperim și să vedem cum se face un vision board. Vision board-ul meu va fi făcut la Impact Hub, adică, uite aici, da? Ce este Impact Hub? E un loc foarte mișto unde poți să lucrezi, unde cunoști oameni foarte faini și mai ales un loc colorat, un loc cu viață, care să știi că te inspiră în adevăratul sens al cuvântului. Mergem? Mergem? Bun, pentru a face vision board-ul avem nevoie de hârtie, creioane colorate, îți sugerez, și de asemenea reviste. Bun, acum, știm ce avem nevoie, dar cum facem vision board-ul și mai ales de ce? Ei bine, la această întrebare m-am gândit că cel mai bine ar fi să ne răspundă prietena mea, Andra Dumitrache, care este psihoterapeut, este o tânără de succes din România cu care mă mândresc și care o să aibă câteva informații valoroase pentru noi. Așa că hai să mergem să vedem ce ne zice Andra. Hei, salut! Hello! Cum se face un vision board și mai ales de ce trebuie să facem un vision board, o să ne spună Andra și chiar acum o să facem treaba asta. Andra, în primul rând, care ar fi motivele principale pentru care ar trebui să facem un vision board? Astea ar fi motivele principale pentru mai multă claritate, pentru vizualizarea a ceea ce ne dorim, pentru integrare și pentru materializarea dorințelor noastre. Hai să povestim despre ele! Andra, claritate. Ce înseamnă claritate? Ce înseamnă claritate? Hai să te întreb ceva. Cum obții cel mai repede ceea ce îți dorești? Care e primul lucru pe care trebuie să-l ai? Ce trebuie să știi prima dată? Targeturi, obiectivele pe ce care ce îți dorești de ce fapt? Doresc, da. Ok, și în momentul în care lucrul ăsta ți-e foarte clar, știu ce-mi doresc, știu în detalii cum vreau să fie, creierul percepe mult mai ușor. Și să spun de ce. Spune-mi cum operez cu conceptele astea foarte vagi. M-ai pierdut. Cum? Nu te bagă în ceață? A, ba da, ba da. Când te gândești, băi, da, nu prea știu cum e asta, nu prea știu. În momentul în care creierul nu are informația clară și corectă și eventual cu imaginea atașată, el nu prea știe ce să facă cu ea. Pentru că el e o mașinărie care funcționează cu știi, 1-0, 1-0, 1-0, cu coduri, cu cuvinte, cu cât e mai clar, cu atât e mai bine. Și atunci, în momentul în care faci un vision board, tu ai foarte clar încotro te îndrepți, încotro se îndreaptă energia ta, încotro se îndreaptă acțiunile tale, știi exact unde te duci și atunci pentru creier e mult mai ușor să se focuseze în direcția respectivă. Asta este claritatea. Acum cât de cât avem idee despre claritate, hai să mergem mai departe și anume punctul 2, vizualizare. La ce te referi când spui vizualizare? Mă refer la un lucru foarte important și anume vizualizarea. Ce înseamnă vizualizarea? Vizualizarea e momentul în care tu ți imaginezi cu ochii închiși în capul tău un film, o imagine, o poză, ca și cum ți-ai imagina o poză. Dar ce se întâmplă? Creierul tău nu face diferența între realitate și imaginație. El crede că experiența e reală. Și atunci, în momentul în care tu trăiești deja experiența, o conții și ești familiar cu ea, ea este mult mai probabil să se întâmple. Pentru că tu știi deja. Hai să-ți dau un exemplu. Fii atent, e o poveste foarte, foarte mișto. Când Cristofor Columb se apropia așa cu navele de țărm, băștinașii, nu au putut să-l observe. De ce? Pentru că în creierul lor nu exista reprezentarea unei nave care să meargă pe apă. Și atunci ei nu au văzut nimic, pentru că creierul nu a știut să transmită impulsul către ochi și reprezentarea din spate că este o navă și că ceva se apropie. La fel este și cu experiențele și cu vision board-ul. În momentul în care vezi experiența, o vizualizezi, o imaginezi, o trăiești, creierul o concepe și atunci el poate să o realizeze în material, cum zicem. Partea asta cu Cristofor Columb chiar mi s-a părut foarte tare. Auzi așa ceva, îți dai seama, oamenii vedeau și neștiind ce înseamnă, nu înțelegeau că de fapt este o navă. Wow, tare, mi-a plăcut mult exemplul ăsta. Ok, so, avem claritate, avem vizualizare și acum trebuie să trecem la partea de integrare. Cum facem asta?
Ce înseamnă integrare? Ce înseamnă? Cum facem să fie bine, să nu fie rău? Exact. Și cum facem să învățăm un lucru, să integrăm un lucru? Păi repetăm, până ne vine rău îl repetăm, că doar repetiția e mama învățăturii. Și atunci, la cine ajută vision board-ul? Că trec pe lângă el în fiecare zi, că îl văd în fiecare zi și că văd aceleași afirmații, aceleași imagini și mi se impregnează în creier. Și la fel cum am învățat să fac tot ceea ce știu să fac, că doar am văzut în modele, am văzut în poze, am auzit de la alții, la fel o să învăț să devin bogat, la fel o să învăț să devin fericit, la fel o să învăț să am o relație fericită sau o anume mașină sau știi cum e cu mașina. Vreau un Mercedes, dar eu valoresc cât un Logan. Nu merge așa! Și atunci în momentul în care îl vezi, ți se integrează și atunci tu devii lucrurile pe care le vezi acolo. Și atunci e mult mai simplu să le ai. Ele vin la tine așa, prin legea atracției de la sine. Bun. Materializare. Ce înseamnă materializare? Este ultimul punct și înțeleg că vom avea imagine completă asupra importanței de a face un vision board. Uh-huh. Ce înseamnă materializare? Ce înseamnă? Cum transformăm în realitate exact ceea ce ne-am propus? Asta înseamnă materializare. Și cum transformăm mai ușor decât a fi haotic și a nu ști în ce direcție ne îndreptăm? Păi, suntem clari, știm în ce direcție mergem, facem un efort în sensul ăsta, că ne facem un vision board și că îl vedem acolo și că îl expunem undeva unde să ne fie foarte ușor să trecem pe lângă el tot timpul, pentru că știm în ce direcție ne îndreptăm, pentru că facem ceva în sensul ăla, pentru că eu dacă văd casa aia pe care mi-o doresc în fiecare dimineață când mă trezesc, creierul meu și-o dorește și atunci toată energia mea se duce în acea direcție și mă duc la muncă cu mai mult spor și cu scop, pentru că o mare diferență o face intenția în viața noastră și în momentul în care tu ai o intenție foarte clar stabilită, știi foarte sigur unde vrei să ajungi și ai mult mai multe șanse să ajungi acolo. Și atunci partea de materializare este fix partea asta de a transforma dorințele noastre și imaginile noastre și vizualizările noastre în realitate. Și cum le transformăm? Făcând ceva pentru ele. Deci, nu este suficient să punem niște poze pe un vision board, să-l lipim de perete, ci este important ca acel vision board să ne ofere motivația cu care să facem ceva mărunt în fiecare zi ca să ajungem acolo. Iar vision board-ul este fix instrumentul care ne ajută și ne spune clar care e direcția încotro mergem și să nu uităm că trebuie să facem ceva pentru asta în fiecare zi. Ce fain a spus! Dom'le, Andra chiar are un discurs motivațional, să nu au partea informațională, dar chiar m-a motivat, chiar îmi doresc acum, abia aștept să fac vision board-ul meu. Andra, sunt foarte fericit că am venit, îți mulțumesc foarte, foarte mult, ești super drăguță și neapărat să intrați pe haisafimsanatosilacap.ro și pagina de Facebook Hai să fim sănătoși la cap. Și da? Vă aștept la cursuri, vă aștept la grupuri, vă aștept la dezvoltare personală. Exact, super, mulțumim tare mult, Andra. Bun, hai acum să mergem înapoi de unde am plecat, să mă apuc și eu de vision board-ul meu, pentru că acum știu exact cum trebuie să-l fac, așa că ne vedem înapoi, da? Andra, mulțumesc tare mult pentru informații, să știi că acum am înțeles mult mai bine de ce trebuie să fac vision board-ul și sper că toată lumea este în asentiment cu mine. Așa că ce îmi rămâne de făcut acum este efectiv să mă apuc de treabă și să mă apuc de vision board-ul meu. Bun, gata vision board-ul meu. Mi-am propus câteva elemente pe care vreau neapărat să le am în noul an. Și anume, vreau să moderez evenimente, vreau să fac multe vloguri, vreau să călătoresc, vreau să am mulți prieteni alături de mine și cel mai important, să zâmbesc. Vreau multe, multe zâmbete tot anul. Cam asta ar fi. Sper din tot sufletul că te-am motivat și pe tine să-ți faci un vision board. Sunt convins de faptul că va lucra într-un mod productiv pentru tine și mai ales să vizualizezi în fiecare zi ceea ce ți-ai propus să îndeplinești anul acesta. Eu cred că este foarte, foarte bine și un factor motivant pe care îl poți avea zilnic. Îți mulțumesc tare mult că te-ai uitat. Ne vedem miercurea viitoare. Apropo, ne vom vedea în fiecare miercuri tot anul 2017, dacă nu și mai des. Cine știe? Să vedem. Și la final nu uita îndemnul meu la sport, da? Poftă de sport! Mersi tare mult că te-ai uitat! Ciao! Ok, avem claritate, avem vizualizare, dar integrare la ce ne referim? La ce ne referim?